Potrivit meteorologilor, astăzi și mâine, valul de căldură care a cuprins nord-vestul țării încă de luni va continua să se intensifice, iar disconfortul termic va deveni deosebit de accentuat. Deși la Cluj termometrele indicau peste 36 de grade Celsius la orele amiezii, mulți vârstnici clujeni au ales să bântuie străzile orașului. Nici că din 1952 nu a mai fost așa cald și este foarte plăcut. Și așa vara asta ține foarte puțin. Am servit masa și am luat-o înghesată și a și briza de la apă și convenabil. Umbră bună, ce să spunem, trece și asta. Nici vânzătorii din piețe nu au fost mai feriți de caniculă. Ei spun că au cele mai bune vânzări dimineața pe răcoare. Stau la umbră, beau apă rece, îmi cumpăr o înghețată. Eu sunt bătrână și sunt obișnuită cu vremuri de-astea. Ori cald, ori frig, papa trebuie. Aia n-are graniță. E drept? Dacă nu muncim, nu umblăm, nu mâncăm. Doctorul ce ar zice dacă ar ști că sunteți aici, în piață, cu... Doctorul ar zice că de ce vinim afară, să stăm la umbră. În aceste zile toride, medicii îi avertizează pe oameni să nu iasă din casă decât dacă este strict necesar, să se hidrateze și să aibă un regim alimentar bogat în crudități. O atenție sporită trebuie să aibă bolnavii cronici care sunt obligați să își respecte tratamentele. Pentru cei care, datorită specificului muncii, sunt obligați să lucreze afară, cei care lucrează în agricultură sau în alte domenii de activitate, de preferat este ca în perioada amiezii, deci undeva în 11-18, activitatea să fie întreruptă și reluată după aceea. De altfel, inspectorii în domeniul muncii îi avertizează pe patron de măsurile pe care trebuie să le ia dacă au oameni pe teren în caniculă. Aceștia sunt obligați să reducă intensitatea activității, să le asigure angajaților minimum 2 litri de apă, aparate de ventilație și echipament specific de protecție. Altfel, sunt pasibili pentru sancțiuni. În cazul în care nu se respectă aceste măsuri, sunt pasibili de amenzi între 1500 și până la 2000 de lei sau se poate ajunge la suspendarea efectivă a activității de către noi sau sistarea locului de muncă. Vremea caniculară se va menține până la finalul săptămânii.